Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea care trece în revistă cele mai importante evenimente petrecute pe mapa mondului în această săptămână, pe care le voi discuta împreună cu analistul HD Harman, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Seara bună! Bună seara! Pentru început, sumarul ediției. Măsurile ecologiste, dospite în laboratoarele birocraților Uniunii Europene, au pus pe jar fermierii de pe tot continentul, ale căror nemulțumiri sunt exprimate prin proteste de stradă din ce în ce mai viguroase. Cu gândul la un nou mandat în fruntea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen propune un format de discuții între decidenți, agricultori și ONG-urile de mediu, care să țină totuși cont de salvarea planetei. Tot în laboratoarele de la Bruxelles este pregătită introducerea pașapoartelor de carbon, care ar urma să contorizeze și apoi să limiteze drastic călătoriile cu ajutorul mijloacelor de transport poluante, în special cu avionul, în scopul încadrării în țintele asumate de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Deși cancelarul Nehammer susținea anul trecut că peste 20.000 de migranți ilegali au ajuns în Austria prin România, în baza tratatului Dublin, guvernul de la Viena a solicitat țării noastre preluarea unui număr de sub 2.000 de migranți. Dintre aceștia, doar 148 de persoane au ajuns în custodia autorităților române. Opoziția guvernului israelian față de o soluție cu două state este inacceptabilă, iar Israelul nu se poate aștepta ca țările să renunțe la această problemă, a declarat la începutul acestei săptămâni Josep Borrell, șeful politicii externe a Uniunii Europene, adăugând că aceasta este varianta care va fi susținută oficial de cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Retragerea din cursa guvernatorului Floridei Ron DeSantis îi netezește lui Donald Trump calea către nominalizarea din partea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din acest an. Ultima redută în calea sa este Nikki Haley, bătălia finală urmând a fi dată în Carolina de Nord. Trebuie să aveți apă, un radio și o lanternă pentru a fi siguri că supraviețuiți în primele 36 de ore. Acesta a fost îndemnul adresat cetățenilor de către președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer, într-o conferință de presă în care și-a exprimat convingerea că mai devreme sau mai târziu va izbucni cu siguranță un război între Federația Rusă și Alianța Nord-Atlantică. Germania este paralizată de cea mai mare grevă a mecanicilor de locomotivă, ale căror revendicări vizează programul de lucru și salariile. Este a patra grevă din noiembrie 2023, pe fondul negocierilor blocate între Deutsche Bahn și Sindicatul Mecanicilor de Locomotivă GDL. Rusia acuză Ucraina că a doborât un avion militar rusesc Ilyushin-76 în regiunea Belgorod, în care s-ar fi aflat 65 de prizonieri ucrainieni. Autoritățile de la Kiev nu revendică doborârea aparatului de zbor, dar nici nu neagă acest lucru, acuzându-i totodată pe ruși că recurg la acțiuni de destabilizare și că au compromis un schimb convenit de prizonieri. Propun să începem cu subiectul ăsta, cu avionul doborât. Încă nu este foarte clar cine l-a doborât, dar eu întrevăd o nouă direcție de dezvoltare a conflictului între Rusia și Ucraina. Nu suficient că se bombardează acolo pe linia frontului, acum mai doborâm și avioane. În el erau sau nu erau prizonieri ucrainieni care urmau să meargă? Nu, erau. La un schimb? Confirmat. Deci lucrurile sunt destul de... Pe de altă parte... Cred că nu s-au inflamat foarte tare lucrurile, deși e un incident, spun eu, grav. Eu cred că acolo comunicatul lui Bogdanov, șeful serviciilor de informații militare, este cel mai important. Lăsând bâlbâielile ucrainiene sau rusești, i-au dat un acuzațiile... Ucrainienii au dat un mega comunicat de presă în care nu spun nimic. Da, nu. Comunicatul lui Bogdanov, dacă îl citești atent, al serviciilor militare, de informații militare ucrainiene, spune foarte clar că rușii nu au informat despre... Că s-a vorbit și se știa despre schimbul de prizonieri, dar ei nu au informat rușii, nu au informat partea ucraineană că acel avion specific
va trece granița pentru a ateriza într-un aeroport militar apropiat de granița ucraineană-rusă, pentru a preda acești prizonieri de război ucrainieni. Comunicatul nu neagă faptul că ei l-au dat jos. Nu, și mai mult spune că avea informații că transportă rachete. Așa, asta este o minciună. Toate avioanele în zonă de război transportă rachete, deci ucrainienii nu se puteau aștepta la altceva. Ceea ce este foarte clar este că undeva a fost o lipsă de comunicare, pentru că ucrainienii n-au știut că în acel avion specific dat jos se află prizonieri de război. Ca probă că a fost dat jos, pentru că ceea ce ucrainienii omit să povestească în tehnologia de război, în această tehnologie de propagandă, este că acest avion n-ar fi fost dat jos de către antiaeriena ucrainiană dacă mergeau aparatele de bruiaj. Faptul că rușii nu au asigurat aerian spațiul, culoarul pe care s-a dus acest avion cu prizonieri de război, denotă clar că rușii știau că acest avion era plin cu prizonieri și făcea parte din culoarul de schimb de prizonieri. Că ucrainienii l-au dat jos atât de ușor, este foarte clar, altfel nu ar fi ajuns un avion, un Ilyushin, un avion de război rus să fie dat așa de ușor jos. Mai mult decât atât, avionul este clar că nu a fost înarmat nici măcar cu celebrele flares, cu celebrele metode tehnologice pe care orice avion de vânătoare rus, american, englez, britanic, orice producător le introduce în aripile avionului. Era de vânătoare, era de transport. De transport. Nu a putut reacționa la atacul cu rachete. Au fost două rachete care l-au dărâmat. Deci aici, din acest punct de vedere, cine cunoaște cu adevărat tehnologia, cine cunoaște cu adevărat situația de pe front, își dă seama că și o parte și alta în acest moment se apără în fața, este clar, a unei grave greșeli. Că este de comunicare. Greșeală de comunicare a cui? A rușilor? Ori a rușilor, a ucrainienilor. Rușii n-au anunțat că în avionul ăla sunt prizonieri. Ucrainienii... Până un alta, avionul era al rușilor, dar prizonierii erau ai ucrainienilor. Da, exact. Adică... Păi nu, erau transportați din lagărul, din adică închisoarea... Aici au de pierdut rusească. Ambele părți. Deci, din acest... Păi da, pentru că au murit 65 de soldați, de prizonieri ucrainieni și au murit 9 ruși. Deci, din acest punct de vedere, va fi foarte greu să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat. Comandanții de pe front se vor ascunde unii după alții. Este clar că aici trebuie cineva să răspundă penal, de partea ucrainiană, de partea rusă. Cine-i de vină? O anchetă de acest gen, vă imaginați că rușii sunt totdeauna de vină, că așa au spus ucrainienii și la ucrainieni. Vreme de război, cam greu. Vreme de război, știm foarte bine. Nu sunt astfel de anchete. Anchetele nu se pot face, iar după război, după când se va semna pacea, o să se ascundă generalii și de la Kiev și de la Moscova, după tot felul de minciuni, ca să ascundă cine a făcut greșeala. Este clar însă că a costat viața a 65 de prizonieri, care, apropo, au scăpat de război, da? Au scăpat efectiv de a fi împușcați pe front și mor omorâți de ei lor. Stupid. Stupid, într-o greșeală. Este clar că este greșeala cuiva. Ceea ce pe mine însă m-a durut și mă doare și ca analist și ca european, este acest mod absurd în care ambele părți încearcă să justifice moartea acestor oameni. Și ambele părți, bineînțeles că de partea ucrainiană numai rușii se devină, bineînțeles că de partea rusă numai ucrainienii se devină. Dar cum serios, ce te aștepta să-și asume cineva vină? Nu, asta ne dă măsura imposibilității unui dialog real între cele două părți. Suntem departe de pacea mult visată și cred că faptul că aceste incidente se întâmplă și se vor mai întâmpla ne demonstrează incapacitatea de comunicare între cele două părți. Undeva ruptura este totală și nimeni, nici Uniunea Europeană, nici NATO, nici Rusia, nici China, nici mai știu eu cine, nu vor reuși prea ușor sau prea repede să recreeze elementul de comunicare necesar unui dialog între două părți. Ok, hai să mergem la știrea, de fapt nu e o știre, este un subiect mult mai amplu, al manifestațiilor care săptămâna asta au cuprins mai multe țări din Uniunea Europeană, ale fermierilor, care sunt clar nemulțumiți de noile politici agricole ale Uniunii. Și aș vrea să pornim comentariul acestui subiect de la o știre cumva inedită. Ministrul Agriculturii din România, care la rândul său se află sub presiunea fermierilor de la noi care protestează, a declarat că va cere
demisia comisarului european pentru agricultură. A declarat așa ceva ministrul Barbu? Da. Când? Pe 23 ianuarie, deci a anunțat, știa ce, va cere astăzi demisia comisarului european pentru agricultură, Ianuș Wojciechowski, cadrul Consiliului. Radu Predare, curajul un birocrat român să ceară stăpânirii de la Bruxelles demisia? Deci, dincolo de acest aspect inedit, ca să spun așa, asta e soluția, adică rezolvăm ceva... Este exotic, ceva, nu e inedit. Rezolvăm ceva cu demisia comisarului pentru agricultură? Noi nu rezolvăm nimic, și am mai spus-o și o repet, noi nu vom rezolva nimic pe tema agriculturii din România, pe apărarea drepturilor fermierilor și țăranului român, pe apărarea drepturilor economice ale României. Dacă ne uităm la politica agricolă comună, eu vreau să întreb pe primul ministru ăla care a semnat cedarea suveranității naționale în domeniul agriculturii. Am înțeles că am cedat tot felul de lucruri. În curând o să mai avem să ne cedăm și străzile, și clădirile, și apartamentele, și... Tu l-ai avut invitat la emisiune. Așa, da, exact, așa. Deci, lăsând pe cel care a cedat chestiile astea, acum văd că am cedat și agricultura. Oameni buni, pentru țări ca România, când îți cedeți agricultura, poți să închizi țara și să pleci. Deci, eu nu cred în acest moment că soluția demisiei Comisarului pentru Agricultură este o soluție pentru orice țară. Nu este. Nu. Fiecare țară trebuie să-și reasume dreptul de a avea politică agricolă individuală. Ce e politica agricolă comună? Păi suntem iar la comunism? Iar facem ca la Caier? Iar facem ca programul, ca proiectul Malev? Dar degeaba renunți la politica agricolă comună dacă vii și dai directive de protecție a mediului, da, care nu mai au legătură directă cu agricultura, ci doar indirectă, și te obligă să te conformezi luând măsuri de voie de nevoie în domeniul agriculturii. Păi nu, asta spun, trebuie să ne asumăm politică agricolă individuală, statală și națională. Eu când îi aud pe acești prim-miniștri și pe miniștri, ne ducem la Bruxelles să vedem dacă ne dau voie, pe mine mă apucă nervii. Nu, dar serios, acest Green Deal se pare că a reușit rara performanță de a irita absolut pe toată lumea. Acest Green Deal este produsul doamnei von der Leyen. Este produsul acestei, nu știu, cum să o denumesc, acestui vis în care noi nu mai călcăm pe ciment, nu mai citim la bec, noi mâncăm iarbă și lăcuste, ne ducem în poponeața goală pe stradă, care nu mai e stradă, de fapt este un fel de uliță în care crește iarba și suntem fericiți. Nu mai avem gaze, nu mai avem lumină, nu mai avem școli, nu mai avem spitale, nu mai avem nimic. Dar care doamna von der Leyen, că apropo că o să discutăm și despre noul pașaport sovietic al carbonului, încearcă pe teritoriul Europei, nu știu cine i-a dat acest drept, nu știu cine i-a dat acest mandat acestei nemțoaice să ne impună unde să vindem și cui să vindem produsele. Miercuri, a apărut o știre că această doamnă și comisia sa plină de comisari vor cere statelor membre ale Uniunii Europene să blocheze investiții de la state, de la nemembrii ai blocului, la state din afara blocului european, și să verifice dacă aceste investiții sunt în conformitate cu normele lui Greta Triciclista și al lui von der Leyen. Adică ne iau și dreptul de a avea investiții, de a avea relații cu China, cu Japonia, cu Coreea de Sud, cu India, cu Brazilia. Această cucoană de la această doamnă von der Leyen, că noi spunem Van, dar este von der Leyen, membra a celebrei familii Albrecht, una din cele mai cumplite familii de nobilime neagră din Europa, din anii 1500 este această familie, creatoarea Ligii Hanseatice, una din cele mai cumplite, repet, familii de putere financiară din Europa, încearcă chiar să transforme Europa în imperiu personal. Introducerea acum cu pașaportul carbonului. Dom'le, URSS-ul avea pașaport intern. Madame von der Leyen vrea să transforme Europa într-un RSS în care să avem pașaport, să putem călători. Nu, problema nu e că să putem călători, că ne controlează poliția de frontieră. Nu. Acolo scrie câți kilometri am parcurs cu avionul și cât carbon am lăsat în urmă. Și nu numai cu avionul, ci și cu mașina. Da, da, și, da. Și cu orice mijloc de transport care, Colon, în viziunea aberantă
de neolitic, de paleolitic al lui van der Leyen și a actualilor comisari europeni, noi am poluat planeta. Da, știi ce e interesant? Că noi ne luptăm acum să reducem emisiile de dioxid de carbon. Asta este ținta, da? Păi, dioxidul de carbon este un ingredient esențial în fotosinteză. Da. Deci noi dacă mâine, să zicem, printr-o minune de asta ecologistă, n-am mai avea emisie de dioxid de carbon... Noi ne omorâm. Ar muri toată vegetația și am murit toți. Toți. Nu, deci moare viața pe pământ. Deci acest analfabetism de tip sovietic în care încerci... Cum adică să interzici... În Franța, Macron a interzis deja cu avionul. Avioanele în interiorul Franței nu mai fac călătorii sub două ore jumate. Exact. Dom'le, asta este de paleolitic. Asta e gândire de satrap asiatic. Numai satrapiile asiatice, numai în Japonia, șogunatului au putut să închidă o țară pentru 400 de ani. Iertați-mă. Este inacceptabil ceea ce propun acești comisari. Ideea este că iar la agricultură, România este agrară, domnule. România este cu caracteristici agrare. Noi am făcut bani din vânzarea păpicii. Domnule, vine o Greta biciclista și una din nobilimea neagră a Europei, una de la 1500, dintr-o familie care conduce Europa pe șestache și nemandatată de nimeni, Madame von der Leyen, cu bărbasul, și ne dau nouă ordine să nu exportăm grânele sau să nu cumva să creăm producție agricolă, că îi deranjăm prietenii ei de la Pfizer. Deci, iertați-mă, am impresia că Europa a intrat nu în perioada cezariană a lui Cezar. Am impresia că Europa intră în perioada marilor migrații barbare, în care barbarii la Noua Romă, la Bruxelles, distrug din interior Uniunea Europeană și distrug din interior Europa. Ca atare, România trebuie să se gândească, să înceapă să se gândească, Radu Preda, și o spun cu toată seriozitatea, trebuie să înceapă să se gândească la un nou destin în care să-și asigure păpica, să-și asigure curentul electric, să-și asigure avioanele. Pentru că cu această cucoană și comisarii ei, din nefericire avem și un comisar român pe acolo, care linge clanțele în numele ecologiei, cu această cucoană, repet, și cu acești comisari, ne ducem în epoca de piatră. Da, e interesant că astfel de politici de mediu, deci pot să înțeleg că există, nu știu, ONG-uri, activiști, Greta, cum îi spui tu, care emit astfel de teorii și cer astfel de lucruri. Chiar pot să înțeleg că există o șefă a Comisiei Europene care își asumă lucrurile astea și le transformă în politici. Nu, obiectivul care este pentru a fi implementate e nevoie de voința guvernelor tuturor țărilor. Păi, dar l-ai auzit pe Iohannis la întâlnirea cu ambasadorii români? Că România va continua să implementeze numai programele globaliste. Ca și a spus, dar asta a și fost fraza. Asta este fraza celebrei lui consiliere de la Soros, elvețien, cea lui Madame Pralong. Madame Pralong, fosta șefă al lui Soros în România. Aia e fraza. Că România va continua să fie un centru al politicilor globaliste în ceea ce privește schimbările climatice. Băi, Iohannis. Eu zic să nu-l mai luăm în considerare, pentru că știm clar ce ținte politice are președintele Iohannis. Ce ținte politice are? Să bage România în neolitic. Păi nu, el își dorește un job bine plătit la Bruxelles. Așa. Dar problema este alta. Noi vedem că populațiile se răscoală și această nobilime neagră care a fost creată de secole și care a pus mâna pe Uniunea Europeană, are ca obiectiv furtul de avuție. Vor să ne ia tot, vor să ne ia apartamentele, vor să ne ia casele, vor să ne ia tradițiile. Ce fac cu ele? Păi ne transformă în sclavi, nu fac nimic. Așa cum la Paris este piața de închiriere, așa cum în Canada s-a dus visul de 20 de ani, de 10 ani de când e Trudeau, dar de 20 de ani au reușit canadienii să nu mai cumpere case, i-au transformat în sclavi cu chirie, cum visează Madame Pralong cu Iohannis să aibă cât mai multe case să ia chirie. Că asta face domnul Iohannis. Iertați-mă. Are doar 6. N-are decât 6. Asta e visul șoroșiștilor. Să ne ia casele, să ne transforme în sclavi și să fim la mâna lor. Imaginați-vă un pașaport intern sovietic în care să spună n-ai voie să mai ia a treia oră avionul. Imaginați-vă pașaportul sovietic din URSS. Am înjurat URSS-ul că pentru cetățenii sovietici era pașaport. N-aveai voie să pleci dintr-un oraș în altul. Dar erau distanțe. N-aveai voie deloc. Deloc. Nu, dar aveai pașaport, mai țin minte. Și acum vine una din nobilimea neagră germanică de la Liga Anseatică de acum 400 de ani, cu Soros și cu Schwab, și ne spune: nu, dacă ai folosit de două ori avionul, gata, nu mai ai voie anul ăsta. Și după aia știți ce va fi?
Că noi am trăit epocile reducerilor. Ceaușescu nu tot în fiecare an reducea. Noi spuneam că nu poate să fie mai rău și era mai rău. Întotdeauna reducea și mai mult. Anul viitor va spune, numai o dată ai voie. Și după aia va spune, nu mai ai voie. Că am decis eu. Van der Leyen cu Șoro și cu Schwab. Și cu, bineînțeles, pupătorii de clanțe care i-am pus eu. La București, în Cehia, în Polonia, Donald Tusk, doar am scris un articol despre loviturile de stat care le-a dat succesiv, în numai o lună. Nu făcus o lună și avea 3 lovituri de stat, mini lovituri de stat în Polonia. Da? Omul globaliștilor europeniști. Iohannis ne-a anunțat că vom fi centru al politicilor globale. Iohannis ne-a anunțat că el a deschis relațiile cu Africa. Eu l-am anunțat pe Iohannis că cel care a deschis relațiile României cu Africa a fost un alt președinte și l-a chemat Nicolae Ceaușescu. Nu el. El n-a făcut nimic pentru relațiile internaționale în României. Deci, acești globaliști șoroșiști vor să ne trimită în epoca de piatră. Și cum vor să o facă? România au 95% proprietate privată pe case, da? Noi avem cea mai mare rată din Europa, mi se pare, de proprietate de apartamente, de case. Românul visează o casă. Le ridicăm creditele, băgăm criza economică, băgăm prețuri de întreținere la curent electric, la gaze, să nu poată românul să-și mai plătească facturile și o să începem să-i transformăm în slugi, adică să transformăm piața de proprietate de case în piață de ce? De chirii. Și vine Nento Șoroș cu Iohannis cel cu 6 case și zice, ia bă, dă casa încoace, că tu n-ai nevoie. Că ăsta-i visul lor. Și te transformă și transformă națiuni întregi, cum au transformat în lume orașe întregi, în piață doar de chirie. Și stai la mâna lor. De-aia populațiile nu fac o revoluție franceză. Pentru ce s-a întâmplat cu agricultura distrusă de Van der Leyen? Noi trebuia să avem revoluție franceză în toată Europa. Trebuia să-i luăm cu ghilotina pe comisarii aia. Și nu e o glumă. Problema știi care? Știi care e drama? În România a venit CTP-ul să-i înjure pe țăranul român, pe fermierul român. Dom'le, așa ceva este imposibil să strădeți țara în halul ăsta ca CTP-ul. Și-a bătut joc șoșoacă de România cu tractorul ei. Deci, aceste, cum să spun, excrescențe tumorale create de către această nouă putere sovietică de la Bruxelles, că ăștia toți sunt și șoșoacă, să fie clar, cu tot naționalismul ei, și CTP, și toți acești consilieri de la Șoroș care sunt pe la Cotroceni, toți sunt excrescențe tumorale ale unei Europe care și-a pierdut sensul de existență. Noi nu mai existăm ca cetățeni. Noi nu suntem decât un număr care trebuie să fim furați ca ăia să trăiască bine. Și așa de aceea se și cheamă nobilimea neagră. Pentru că sunt foarte puțini. Sunt un număr de familii. Din calculul meu sunt 300 în toată Europa. Care astăzi au reușit folosindu-se de fraier, de comisari, care să cred cum e Borel, care se crede marele om politic, marele ministru de externe al Europei. Ăla nu face nimic, ăla nu respira fără să-i dea stăpânul lui din spate. Iohannis se crede că a deschis el relațiile României cu Africa. Că așa a declarat săptămâna asta la întâlnirea cu ambasadorii. Eu când am citit declarația am rămas mut. Cât aroganță analfabetă să nu-i recunoști dreptul lui Nicolae Ceaușescu, care el a deschis relațiile României cu Africa. Nu Iohannis. Da? Valorile lui globaliste. Cum adică România să fie centru al politicilor globaliste? Nu, România trebuie să fie centru al politicilor românești. Da, uite, că în această presiune venită din partea agricultorilor, care ei n-au peste tot aceleași revendică, dar... Nu, exemplu, e normal să n-aibă. Noi, agricultorii din România, au probleme cu importurile din Ucraina. Da. Nemții, de exemplu, sunt foarte supărați că a fost eliminată subvenția pentru motorină, că, vezi, da. Doamne, nu mai subvenționăm combustibili poluanți. Da, fosili. Da, olandezii sunt supărați că vor să reducă numărul efectivelor de vite, că au amprentă. Radu Preda, pentru ca să câștige la funcția de secretar general NATO, Rute vrea funcția de secretar general NATO, probabil că vor război cu Rusia. Este clar că NATO se bagă în război cu Rusia. Dacă ajunge Rute, vom avea război cu Rusia. Problema este alta. Nu-l voiau europenii. Europenii voiau pe una dintre activistele postcomuniste din Estonia, Letonia, una din țările baltice, care este o rusofobă de-aia, echivalentă a fascismului, are niște idei rusofobe la limita nazismului, la limită. Atenție, nu o fac nazistă să nu se răceneau. Cu coana asta a vrut-o Europa. Rute este vrut de american. Și ca să se dea bine cu Europa, Rute este cel care acum 2 ani practic dă o lege
în care dacă fermierii olandezi nu își îndeplinesc obiectivele lui Greta Biciclista și a lui Van der Leyen de a reduce această emisie de gaze de seră, de ce spun ei, li se iau fermele prin lege, sunt furați de proprietatea lor. Vine Rutte cu Van der Leyen și cu iohaniștii care i-au pus ca slugi peste tot în capitalele Europei și le fură pământul. Și aia sunt de sute de ani fermieri. Olanda este cunoscută ca o țară de fermieri. Atenție! Aia este scandalul în Olanda. Acest extremism de care Rutte a dat dovadă ca să câștige el funcția de secretar general NATO. De ce? Pentru că ei vor război cu Rusia. Și singurul care va impune ideologia aceasta la limită nazistă împotriva slavilor și împotriva Rusiei este Rutte. Rutte nu-l interesează că moare estul Europei. Nu-l interesează că Moscova va distruge până în Varșovia orice țară. El e în Olanda, păi el îl apără Atlantic. Știu, dacă se pornesc totuși în război, îți mai vrea și americanii, că nu poate Rutte de... Sunt absolut convins că americanii cu Biden, dacă Biden câștigă al doilea mandat, este identică la Madame Clinton. Noi ne-am rugat lui Dumnezeu să nu iasă Clinton, dar n-am observat puradeii care i-a scos Soros pe aici, prin Europa. Că avem unul la Cotroceni astăzi. Noi n-am observat. Dar noi ne rugam în SUA să nu iasă Clinton, pentru că aia făcea război nuclear. Aia n-avea nicio problemă să distrugă Coreea de Nord nuclear, să distrugă Rusia nuclear. Aia n-avea nicio problemă. Aia n-are etică, morală. Aia e produsul, e chintesența șoroșistă. Aia n-are nicio treabă cu morala, cu umanitatea, cu societatea, cu nimic. Nici el, nici ea, nici Clinton, nici bărbatul. Nu au. În familia nu există așa ceva. Deci, dacă iese Biden, Doamne ferește, a doua oară, vom avea război declanșat nu de Rusia împotriva NATO, ci de NATO împotriva Rusiei. Ascultați-mă pe mine. Și au nevoie de un secretar general care să mintă cum a mințit și Stoltenberg, cum minte și Iohannis, cum mint tot puradiei care i-a născut Soros pe aici, prin Europa. Și Rutte e perfect. Rutte e perfect. El de-aia a făcut extremismul ecologist în Olanda. Pentru că s-au trezit aia că legea spunea dacă nu-ți îndeplinești, dacă nu-ți omor vacile, îți luăm pâinea, îți luăm averea, îți luăm casa, îți luăm pământul. Pentru că așa a zis Greta Biciclista cu Van der Leyen. Cu Van der Leyen. La București avem încă norocul, da, știi, că noi trăim... Eu aș vrea totuși să nu credităm pe Greta... Cum îi spui, eu spun că astfel de idei. Ea interpretează un rol, ea e pusă să spună. Nu sunt ideile lui Greta. Păi asta de... Ea n-are capacitatea culturală. Păi da, dar că tu nici... o creditezi și o umfli de parcă ar fi... Nu, că nici Pralong n-are capacitatea intelectuală de a-i face, zic cuvântările lui Iohannis. Acolo sunt comandate din afară. Eu dau doar de exemplu, noi trebuie să denumim dușmanul. Dacă noi nu denumim dușmanul, atunci toată lumea va spune, care-i dușmanul? Este un dușman atât de tăcut care ne-a ocupat țările, ne-a ocupat suveranitățile, ne-a ocupat munca. Este un dușman atât de, cum să vă spun, de șerpește introdus în numele democrației și al Uniunii Europene. Voi nu realizați, Radu Preda, poporul român nu realizează că la ora actuală trebuie să ceară voie până și de câte ori trage apa la WC-ul. Voi nu realizați că URSS-ul a fost mic copil față de dictatura pe care Bruxelles dorește să o introducă. Și ei se folosesc acum de ecologie. Mâine vor inventa altceva, că vin marțienii. Uite, o să avem alegeri europarlamentare anul ăsta și s-ar putea că asta ce spui tu, ok, da. Dacă ar fi o părere izolată, poate nici n-am discutat atât de mult. Nici n-am discutat. Dar există un curent de opinie destul de puternic care vede lucrurile în felul ăsta și ar trebui să se reflecte și în rezultatele alegerilor. Nu se vor reflecta. Și am să spun de ce. În primul rând, prezența la vot va fi foarte mică. Doi. De ce astea sunt lucruri care enervează oamenii, care îi determină să se la vot? Nu vor ieși. Doi. Avem AI. Avem forme în care, nu cum a zis Iohannis la de ziua Micii Uniri, în loc să se ocupe de România, că el trebuie să se ocupe de România, că e șeful statului român, a zis, aveți grijă cum votați. Pe cine votați anul ăsta? Băi, Iohannis, taci. Că te-am votat de două ori și n-ai făcut nimic pentru România. Încă o dată. Acest dușman este tăcut. Acest dușman deja ne-a ocupat țările în Europa. A ocupat SUA. Voi vedeți lupta între Trump și statul paralel sau statul adânc, Deep State-ul. Voi vedeți cum au pus o păpușă de tip Biden. Voi vedeți ce se întâmplă în România, unde apar tot felul de ministrași, de secretari de stat, de tot felul de uslași de ăștia, care fac politici împotriva României. Eu cred că România a dat singuri europarlamentari de la Reper și de la USR care au votat în Parlamentul României împotriva intereselor României. Parlamentul European. Pardon, în Parlamentul European împotriva intereselor țărilor lor.
Domnule, asta numai activiștii sovietici. Domnule, asta numai Anna Pauker făcea, domnule. Agentul sovietic Anna Pauker. Acum nu mai avem agent sovietic. Popeasca Ionesca. Acum avem Popeasca Ionesca de la Schwab, de la Soros. L-avem pe Popescu Ionescu cu 6 case care vrea tot să fie închiriaș ca să-i dăm lui bani. Deci, atenție, acest dușman a ocupat deja țările. Și acum și impune politicile. Și una din politicile fundamentale, care a dat greș de 3 ani de zile, pentru că acest Green Deal nu e de ieri de asta, adică nu e de ieri, nu e foarte vechi, e acușica a făcut, de 2 ani, 2 ani jumate. A pus efectiv pe butuci agricultura europeană. Și după aceea, deasupra dezastrului făcut de von der Leyen, trebuie să înțelegem, dezastrul al agriculturii în România se datorează UE, nu se datorează nimănui altcuiva. Să fim foarte clari, să nu ne mai ascundem pe degete. Politica agricolă comună, comandată de nobilimea neagră, condusă de von der Leyen de la Bruxelles, a dus la sărăcirea țăranului român. Să fim clari. Nu e niciun fel de... Deci trebuie spus respicat. Problema este alta în acest moment. Deasupra acestuia e și războiul samavolnic rusesc împotriva Ucrainei. Și noi ne-am trezit, și iarăși citesc din clasici în viață, cum spun luptătorii împotriva adevărului, cei care se ocupă de dezinformarea occidentală, să luăm sursa oficială. Iohannis transmite demn și mândru poporului român că în loc să treacă 33 de milioane de tone de grâne românești prin România, au trecut 33 de milioane, dată oficială, spusă în fața ambasadorilor români, 33 de milioane de tone de grâne ucrainiene prin România. Și ne propunem să dublăm cantitatea. Pe, atenție, pe așa zisele culoare de solidaritate, adică gratuit pe banii fermierului român, pe banii cetățeanului român, că pe Iohannis nu-l interesează dacă plătește românul sau plătește nemțelul, atâta timp cât el își ia chiria pe casă, n-are nicio treabă. Dumnezeu, eu am rămas mut. Să ai curajul să spui că ai trădat România lăsând 33 de milioane de tone de cereale să treacă pe la tine. Păi câte milioane au rămas în România? Câte milioane au fost vândute pe șestache de ucrainieni? Să ai curajul de a spune că ți-ai trădat țara, numele așa zisei solidarității europene? Asta mie mi se pare de un șoroșii și de un șvabism absolut intolerabil. Iată dușmanul Radu Preda. Ăsta e dușmanul care ne-a ocupat țara. N-a venit sovieticul, n-a venit americanul, n-a venit marțianul, n-a venit jupiterianul. Uite-l! La Sibiu, frumușel, a crochetat el acolo pe banii poporului român, orașul cultural, chestii, așa, și dintr-o dată ne-am trezit că el vrea să fim centru al politicilor globale și că trebuie să luptăm împotriva schimbării climatice. Să lupți tu, mă! Să nu mai închiriezi avioane de lux, să te duci în vacanțe de lux. Acum pleacă iar în Asia. Da, pleacă iar în Asia. Și spune că el a făcut relațiile României cu Africa. Eu reamintesc și trebuie spus aceste lucruri, nu trebuie să ne mai ascundem, Radu Preda. Drama agricultorilor români este creată astăzi de către politica agricolă comună a Uniunii Europene, care a dat greș și care este produsul unor minți înfierbântate de tip von der Leyen, care după ce ne-a umplut, da, de vaccinuri, suntem dați în judecată de către Pfizer pentru încă 500 de miliarde de euro, da, săracul Câțu-Muțu ar trebui să zică mersi, că l-ajută în ceea ce spune. Nu am fost eu de vină, domnule, a fost Iohannis cu von der Leyen, că von der Leyen ne-a obligat. Și Iohannis, prietenul care vrea slujbă la străin, ne-a băgat-o pe gât. Deci aici chiar ăsta poate să scape cu procesul Pfizer, poate să scape el de responsabilitatea penală a miliardului care l-a dat de pomană. Deci după dezastrul von der Leyen din timpul pandemiei, Rafila a comandat jumătate în... Da, e, și acum știi, nu? Luni a apărut pe așa zisul site al cererilor de zi publice ale Uniunii Europene, Madame von der Leyen mai vrea să comande încă 140 sau 160 de doze de vaccin, 140-160 de milioane de doze. Nu știu, COVID-ul ăsta cred că e peste tot iarăși. Așa. Mai vrea să comande și știi ce scrie fraza finală a anunțului oficial al Comisiei Europene? Că numai firmele acceptate să participe vor putea participa. Sunt deja, este o listă de firme probabil agreate de tip Pfizer și mari monștri farmaceutici. Și doi, prețul va fi secret. Pe banii popoarele europene, Madame von der Leyen face secret. Așa cum pe banii poporului român, domnul Iohannis
își secretizează vacanțele de lux în străinătate. Exact pe banii poporului român. Ăștia sunt. Ăsta-i dușmanul care a ocupat România, Polonia, Franța, Italia, Germania. Ăsta este dușmanul tăcut, care în numele valorilor democrației pe care noi o iubim, în numele drepturilor la o hrană adevărată, nu plină de euri chimice pe care o mănâncă Occidentul astăzi, ne spune nouă că trebuie să ne distrugem agricultura. Și când agricultorii ies pe stradă... Las că nici agricultura noastră nu e mai puțin plină de euri. Nu, nu, nu. Păcat că este plină de euri, că înainte nu era. Așa rentează, așa ies bani. Da. Uite că ăsta e dușmanul tăcut, da, care ne infiltrează. Da, da. Uite, e dușmanul care e vnimania la graniță. Așa, da. Și uite, am văzut săptămâna asta, a fost o conferință de presă la care a participat amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar al NATO, deci comandantul militar al NATO. E practic comandantul militar, da. Așa, care, iată, citez acum din declarația originală, asta așa, pacea nu este garantată, cu referire la războiul dintre Rusia și Ucraina. Ne pregătim pentru război cu Rusia și grupările sale teroriste. Poate nu mâine, dar cu siguranță în următorii 20 de ani. Și spune, oamenii trebuie să fie pregătiți pentru primele 36 de ore. Da? Și asta să aibă apă, lanternă... Și un radio, și pe baterii. Ce rost au astfel de declarații? Bun, dar să nu uităm și britanicul, care la fel a zis că rușii sigur ar ataca Europa. N-au niciun rost. Din punctul meu de vedere, acest individ, ca și toți la ora actuală liderii NATO, n-au înțeles un singur lucru. Rusia n-a atacat NATO. Rusia se plânge de prezența NATO la granițele ei. Dar și care este frumusețea? Nimeni nu a obligat NATO să se ducă la granițele ei. Pentru Rusia, așa cum doctrina americană interzice prezența oricărei baze militare a unei armate străine în Mexic, atenție, americanii nu permit în Mexic sau în Brazilia să fie baze militare străine. Te bombardează pe loc. Sau în Cuba. Este doctrină militară de securitate. Nu se permit baze militare străine în Canada. Deci cineva care vrea să înconjoare America n-are pe unde. Te bombardează pe loc America. NATO s-a dus și a început să înconjoare China, să înconjoare India, să înconjoare Rusia, că ei sunt luptătorii pentru democrație și pace. Nu! Ei nu sunt luptători de democrație și pace. Ce cauți lângă Rusia? Ce cauți să-ți gândărești din 2014 Ucraina? Totuși... A fost voința poporului ucrainean. N-a fost nicio voință a poporului. A fost o lovitură de stat, domnule, în 2014. E clar. Și oamenii aia pe Maidan acum. Oamenii aia pe Maidan, da. Păi da, și la Ceaușescu ce a fost? N-a fost lovitură de stat? A fost voința poporului român, da, să-l dea jos. Dar a fost lovitură de stat. Darea jos a lui Nicolae Ceaușescu a fost lovitură de stat, a fost proces de lovitură de stat. Las că asta vorbim mâine special. Așa, dar ideea revoluție prin lovitură de stat. Deci, da, dar ideea fundamentală este alta. NATO în acest moment aruncă niște declarații, mă uit, de câteva zile, toată săptămâna asta care a trecut, au aruncat niște declarații, iar chestia asta cu apa, radio pe baterii și cu lanterna, suntem copii de neolitic, oameni buni. Asta spunea Churchill la începutul bombardamentelor germane în Londra. Știți că nu au avut loc ultimile bombardamente germane asupra Londrei? Domnul Radu Preda. 1941. Da? Asta spunea BBC britanicilor. Luați-vă apă, luați-vă un radio pe baterii, ceea ce nu exista atunci. Apropo, bateriile nu existau. Da? Luați-vă un radio să aveți. Și o lanternă. Dom'le, dacă ei de 80 de ani tot așa vorbesc, înseamnă că noi avem de-a face cu niște indivizi care n-au mai citit o carte. Dom'le, tehnologia a evoluat. Tehnologia militară vorbesc. În acest moment, bombardamentele haotice din Ucraina sau din Rusia, că fiecare se bombardează haotic, ambele părți. La Belgorod, ucrainienii au lansat în plină piață. Erau oameni, erau civili, se duceau să-și cumpere pâine. Așa, rușii au atacat lângă Kiev, tot așa, au atacat o așezare, au zis că aruncă asupra unei școli militare și au căzut bombele, marile lor bombe deștepte, cum zic rușii că le au, au căzut deasupra unei grădinițe și unui spital. Atenție, acum câteva zile. Deci, tehnologia însă a evoluat.
Și după aceea mai este o chestie. Sigur, în 20 de ani va fi război. Păi tu vei mai fi, mă, comandant? Stoltenberg va mai fi, Joana va mai fi, Iohannis va mai fi. Ce mă interesează pe mine peste 20 de ani? Oameni buni, parcă suntem la proști. Cum e de prost? Cum adică peste 20 de ani? Păi eu mai știu dacă mai trăiesc 20 de ani. Eu mai știu dacă mai există Uniunea Europeană în 20 de ani. Eu mai știu dacă NATO există în 20 de ani. NATO până acum câțiva ani, era declarată de Macron în moarte clinică, în moarte cerebrală. Trump i-a amenințat când, în ultimul an de președinția lui, că iese din NATO, ceea ce înseamnă moartea fizică a NATO. Sunt multe state care văd NATO ca organizație absolut inutilă. Păi peste 20 de ani mai există? Știu eu dacă va mai exista Uniunea Europeană? Știu eu dacă va mai exista o democrație? Noi vedem tendințe absolut uluitoare în lume la ora actuală. Rejecția, lupta împotriva democrației este la toate nivelele. S-au săturat oamenii de democrație, de dreptul minorităților de a impune majorității reguli, de dreptul unora născuți de Soros de a ne spune să mâncăm făină din gâze. Democrația peste 20 de ani, să știți că dacă noi continuăm așa, Radu Preda va avea probleme severe de supraviețuire. Vor fi insule de democrație. Indexul democratic al lumii arată un recul al democrației. Și în interiorul statelor democratice, de tip iohanist, de tip oloșolist, de tip Greta Triciclista, în interiorul acelor democrații, este un recul al drepturilor omului. Toate rapoartele o arată. În ultimii 10 ani, la Macron numai democrație nu-i domn. La Nemțălău, la Olaf Scholz, numai democrație nu-i în Germania, domn. Când tu anunți că le iei pâinea de la gură agricultorilor ca să le dai ucrainienilor să lupte împotriva rușilor. Aia nu-i democrație, domn. Ai minciună. În Statele Unite vor să-l bage pe Trump în pușcărie. Dacă nu cumva o să-i facă cineva să se ducă în numele democrației cu pistolul peste el. Sper ca Secret Service să nu lase așa ceva să se întâmple, Doamne ferește. Dar vor să-l bagă în gen pușcărie. Păi, dacă ai vinovat, să-l bagi. Păi nu, dar ai democrație? Că nu e democrație. În România am băgat candidați la președinție în pușcărie. Venea domnul Timmermans să ne dea lecții de statul de drept. Și astăzi unde sunt condamnații? Definitiv. Unde au fugit? În statele alea care urlau despre noi. Fratele lui Joană, Ionuț Costea. Cumnatul, nu fratele, iertați-mă, ca să fim clari. Cumnatul, fac rectificarea de rigoare. Cumnatul, unde-i fugit? Că nu-i fugit în Rusia. E fugit tot într-un stat care se declară adept al statului de drept. Păi să vină să-și facă pușcăria, că este condamnat definitiv. Statul ăla-l ține. Drama este, domnul Geană nu știe unde e, ne minte pe față și vrea să fie șeful statului român? Și vă mai dau exemplu. Stai că încă n-a spus că vrea. Păi nu, dar și tot lansează. E la a treia lansare. Pregătește. Și a pus o carte, a scris o carte. E după modelul Pășestache, da? E după modelul american. O luăm Pășestache, așa să vedem. Pas cu pas. Pas cu pas, da? Și după aceea o să ne trezim că are loc o lovitură politică în PSD și PSD o să sprijine pe Joană. Problema este că la Joană se uită. Cumnatul lui este un condamnat penal fugit în Occident. Că n-au fugit în Rusia și nici în Coreea de Nord. Toți sunt fugiți în Occident și Occidentul refuză să-i dea. Ăia care luptau alături de Chiovesi și de sânul dulce al luptei anticorupție, luptau pentru statul de drept. Ăia ne spun astăzi că noi, nu le dăm drepturi. De România nu sunt respectate drepturile omului și nu sunt garantate condițiile minime. Da, păi bineînțeles. Și atunci domnul Costea putea, nu avea dreptul să fure. Da, nu. Acum ca să stea în pușcărie, nu se garantează dreptul. Poate stă în pușcărie acolo. Nu stă. Că România nu-l caută. Se judecă. Cum să se judece? Costea este condamnat definitiv și a fugit. Știu, dar acolo unde și-a găsit el adăpost... Păi se cam judecă de un an, doi. Paul de România, Paul Lambrino. Păi la fel. La fel. A stat bine, mersi, a fugit 2 ani și acum e tot așa, de un an jumate și Franța refuză să-l dea. Păi, bă, fraților, cum facem cu lupta anticorupție? Eu de-aia spun că eu, individul ăsta de la NATO cu războiul peste 20 de ani, în următorii 20 de ani, cum a zis, adică poate de mâine sau în 20 de ani, întâi să ne spună dacă va mai exista NATO și democrația. Că după cum vedem deviațiile și derivele autoritariste... Păi dacă nu există cu atât mai mult ce spune el, s-ar putea să fie adevărat. Nu este adevărat. S-ar putea din contră. Să nu mai vrea nimeni să lupte cu Rusia. Să nu vrea nimeni să-și vadă orașele distruse în numele democrației.
Să nu vrea nimeni ca economia să fie distrusă. Noi ne-am distrus agricultura în numele ecologiei și în numele politicii agricole comune. Păi, asta nu are legătură cu războiul. Ba da, tot un război economic a fost, Radu. Alt război. Tot război economic și mai dur. Tot război economic. Care ne-a făcut nouă rău. Nouă. Țăranului român ne-a făcut rău. Domnul Iohannis n-are nicio treabă cu asta. Madame Pralong de la Cotroceni n-are nicio treabă cu asta. Primul ministru român n-are nicio treabă cu asta. Îmi pare rău. Noi trebuie să fim plătiți pentru solidaritate. Cum adică 33 de milioane de tone de grâne ucrainiene, da? Pline de euri și pline de chimicale, că știm cum se face agricultura americană în Ucraina. Au tranzitat România și tu te lauzi cu așa ceva? Păi da, de ce n-au tranzitat 33 de milioane de grâne, de tone de grâne românești să fie exportate în numele solidarității europene? Domnul Iohannis, eu cred că dânsul are o problemă de înțelegere spre ce să se uite. El trebuie să se uite spre România și nu spre Bruxelles. Întâi spre România. Nu, el nu se uită spre România. Și ne-a anunțat de altfel la discursul susținut, rar, obositor, din trei în trei cuvinte românești, la întâlnirea cu ambasadorii români, că România va continua acest model de distrugere a suveranității sale. Bine, mai avem doar 3 minute și vreau neapărat să mai atingem un subiect. Este o declarație a lui Josep Borrell, știu ce părere ai despre el, dar dincolo de persoana care a emis acest lucru, ideea rămâne. Spune Josep Borrell că, mă rog, e indignat că Netanyahu respinge categoric ideea de soluția celor două state pe teritoriul israelo-palestinian și întrebându-se cumva retoric, bun, și care ar fi alternativele, nu, să plece de acolo palestinienii sau să moară, ceea ce este inacceptabil. Și a spus că Uniunea Europeană, toate țările vor susține cu fermitate această soluție. A anunțat și Iohannis acest lucru. Crezi că e fezabilă? Crezi că va ceda până la urmă Israelul? Nu. Pacea de la Oslo a murit. Înțelegerea de la Oslo a murit. Nu. În primul rând, nu mai este teren, nu mai e teritoriu. Gaza era singurul teritoriu palestinian în care nu erau implantări izraeliene. Astăzi, implantările izraeliene se duc până la Ramallah, se duc până după Ramallah. În vest, în partea de vest se duc până în Iordania, până în Iordan, până în râu. Premierul Netanyahu, lăsând problema care o va avea morală și ca stat și ca popor, vor avea o problemă morală cu ceea ce se întâmplă astăzi în Gaza, dar asta e o discuție pentru viitor. Ei trebuie să răspundă pentru ce se întâmplă în Gaza astăzi. Premierul Netanyahu a spus, de la râu până la mare, totul trebuie să fie izraelian. Așa cum palestinienii militează pe scoată pe izraelieni, pe evrei din Israel, de la râu până la mare, a preluat acest extremism palestinian, l-a preluat premierul Netanyahu. Deci nu mai există o soluție. Problema este care este soluția. Păi, care e alternativa? Păi, alternativa este curățarea unei zone în favoarea unei populații. Altă alternativă statul izraelian nu are. Pentru că, repet, 7 octombrie a fost un act de holocaust. Cei mai mulți evrei uciși într-o zi, după holocaust, în același loc și în același timp. Dar ceea ce se întâmplă astăzi în Gaza va crea o mare problemă de dialog viitorului națiunii izraeliene și statului izraelian. Și dacă lași două state, aici mai este o problemă care e de logică. Statul izraelian a alunecat spre un extremism religios fundamentalist. Credeți că palestinienii nu vor aluneca și ei și vom avea două state extremiste religioase, unul islamic, unul iudaic, și întotdeauna va fi război. Deci acum și din acest punct de vedere al viitorului, întrebarea mea este care este soluția. Nu știu care este soluția, nu mă hazardez, dar problema fundamentală este ceea ce se întâmplă astăzi va crea mari probleme ambelor părți de dialog. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu războiul de Samavolnic, de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Ucraina va fugi de ruși 100 de ani de acum înainte. Ok, ne oprim aici. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii, doamnă și domnule. Vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară cu un subiect foarte, foarte interesant care sunt convins că va fi urmărit cu mare atenție. Până atunci, toate cele bune!